Handbalistele de la Corona au încheiat turneul de pregătire de la Cisnădie cu o înfrângere, scor 29-31 la pauză 12-16 în fața formației Dunărea Brăila. Astfel, fetele pregătite de Buceschi și Dobrescu au înregistrat două înfrângeri și o victorie la competiția amicală. În meciul cu Dunărea Brăila pentru Corona au marcat Kipăr 6 goluri, Tiron 5, Chiricuță, Neagu și Daria Bucur câte 3, Cosma, Tomescu, Târcă și Popa câte 2 reușite fiecare. În primul joc al competiției, brașovencele au fost învinse de Măgura Cisnădie cu scorul de 36-32 la pauză 17-16, iar singura victorie a Coronei la turneul amical a fost cea înregistrată în fața formației CSM Roman, scor 27-24 la pauză 7-16. În prima rundă a noului sezon din Liga Națională de Handbal Feminin, Corona Brașov va juca pe propriul teren cu HCM Râmnicu-Vâlcea pe 6 septembrie. Rezultat excelent obținut de cei de la ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe. Hadnag și compania s-au impus cu scorul de 2-0 la pauză 1-0 pe terenul celor de la CSM Poliaș într-un meci ce a contat pentru etapa 8-a din Liga 1. Sepsi a câștigat la Iași prin dubla lui Claudiu Herea în minutele 30 și 84, la capătul unui meci dominat de formația condusă de Flaviu Stoican. Ieșenii erau neînvinși de 3 etape în care au remizat cu FCSB și Astra ambele în deplasare și au învins-o pe Dinamo. Sepsi venea după 3 eșecuri consecutive, iar aceasta a fost prima sa victorie în deplasare din Liga 1.